Amânare de cel puțin 3 ani a planurilor prin care România să devină prima țară din Europa care folosește tehnologia reactoarelor modulare. Centrala nucleară cu mini-reactoare va fi gata în 2029 și nu în 2027, cum era prevăzut inițial, spune ministrul energiei Sebastian Burduja. Problema ține de avizele pe care compania care dezvoltă reactoarele trebuie să le obțină în Statele Unite ale Americii. Întârzierea ar putea produce probleme în aprovizionarea cu energie a României, deoarece producția va scădea cu 10% în momentul în care va fi scos din funcțiune reactorul 1 de la Cernavodă în 2027. Experții în energie spun că pentru o astfel de situație, țara noastră ar trebui să folosească în continuare combustibili fosili, precum cărbunele și gazul. Compania a ajustat puțin proiectarea acestor module pentru a crește capacitatea și a face tot proiectul mai rentabil și atunci e în proces de reacreditare în Statele Unite în momentul acesta. Când se finalizează acolo, în paralel, se poate merge și cu aprobarea Comisiei Europene. E o tehnologie nouă și ne putem aștepta ca lucrurile să dureze. Nu cred că este fezabil termenul de 2026, decât eventual pentru un prim modul la nivelul de modul de cercetare, dar toate 6 să le vedem funcționale, discutăm de sfârșitul acestui deceniu. Este clar că va trebui acoperit acest deficit de putere și, bineînțeles, el poate să apară din centralele pe gaz, din centralele pe cărbune și din centralele hidro. Noi avem încă dezvoltare pe centrale pe cărbune și pe gaz și nu cred că ar fi o problemă să acoperim 700 de megawatt cu cărbunele propriu. În orice caz, pentru situații de iarnă, de exemplu, când e nevoie de gaz natural, mai ales pentru încălzirea populației, există surse de import din terminalele de gaz lichefiat din Grecia, din Azerbaidjan.